Ne asta ați vorbit ieri, un lucru destul de curios, că Vlad Plahotniuc are ore sau poate zeci de mii de ore înregistrate cu Igor Dodon și cu alți cetățeni cu funcții importante în Republica Moldova. Eu am spus că sunt 1000 de ore înregistrate și sunt din numele Dodon. Când? Când o să înceapă să apară? A apărut acel video. Dumneavoastră credeți că vor apărea? Pentru că nu, acum, nu, eu cred că nu. Banale. Nu, Plahotniuc am și face. El le-a dat de înțeles lui Dodon. A pus conversație cu dâns cu Ceban. Să le arăte că băieți, te-ai ce-ați vorbit voi pe Brie, se păstrează. Le-a dat câteva secvențe cu ăsta, cu culocul, care au văzut toată țara. Că dacă Plahotniuc într-adevăr vroia să-l distrugă pe Dodon, el scoate atât. Vă dați seama, s-a aflat în Statele Unite. Dacă el n-avea vreun interes ascuns, până la urmă, să înțeleagă, să împace, avea să dăie tăt să explodeze. Vă dați seama, pentru ce să le ții? Tu, dacă l-ai filmat, cu loc 1, cu loc 29, tot să aud versiuni prin oraș, că ia, că sunt mai multe video, așa mai departe. De audio am auzit și eu, deja am auzit de la o... de la o agenție foarte serioasă de PR. Nu, asta e în general amuzant ce a spus dumneavoastră ieri. E foarte straniu cum v-au permis să aveți acces, v-au cerut 2 milioane de euro ca să obțineți o informație compromisătoare la adresa lui Igor Dodon. Nu, sună de ordinul fantasticului, nu? Nu, ascultă, dar nu se fac, Dorin, nu se fac așa contractele. Contract între compania X și partidul nostru pentru a transmite. Nu, se face pe consulting, pe PR, pe lobbyism, deci nimeni nu spune că dă-ți facem contract să... Deci e vorba de un audio care l-ați auzit? Sau nu, un video? Am văzut ceva audio și ceva video și ceva poză. Și... Am înțeles că băieți serioși. Nu, adică sunt... Ar putea să apară în curând aceste informații? Eu am propus ieri, ca să nu umblăm noi și să ne gândim când, cine și cum. Igor Dodon să le ia și să te publici? Semneze un contract, eu îi fac cunoștință. 2 milioane de euro pentru Dodon, azi dorim, nu-s bani. Dar să fie un punct în contract, Dodon este... Adică se obligă să le facă publice. Cineva zicea și pentru dumneavoastră nu sunt bani 2 milioane de euro. Cândva nu erau bani, asta e adevărat. Adică cândva erau bani mari, acum sunt bani foarte mari pentru mine, așa ar fi corect.